Casa de Cultură Mihai Ursache a municipiului Iași a găzduit marți seară vernisajele expozițiilor de fotografie, expuneri de iarnă și obiceiuri din Străbuni. Cele două evenimente au fost organizate de Clubul Fotografilor din Iași. Colegul nostru Constantin Ciofă, redactor la ziarul Lumina, ediția de Moldova, a participat la vernisajul fotografiilor și a realizat următorul material. Galeria de artă Labirint găzduiește până pe 19 ianuarie 2018 expoziția personală de fotografie Expuneri de iarnă, semnată de Adrian Teodorescu din Focșani. Vernisajul lucrărilor s-a desfășurat în sala Diotima a Casei de Cultură Mihai Ursache a municipiului Iași. Despre cele 30 de fotografii realizate pe timp de iarnă a vorbit Eva Androniu, membru în cadrul Clubului Fotografilor Iași. La rândul său, autorul expoziției, Adrian Teodorescu, a împărtășit celor prezenți câteva detalii din spatele imaginilor realizate. A urmat vernisajul expoziției de fotografie Obiceiuri din Străbuni, organizat de Casa de Cultură Mihai Ursache a municipiului Iași, Clubul Fotografilor Iași, Clubul Fotofocus Botoșan și Fotoclub Neamț. Mai întâi, Cătălina Neculau a vorbit despre cum a fost structurată expoziția Obiceiuri din Străbuni și a subliniat că fotografia poate aduce în fața publicului tradițiile poporului român. Expoziția noastră nu prinde chiar toate obiceiurile și tradițiile românești. Ar fi interesant să reușim să facem asta. Însă se referă mai mult la sărbători de iarnă. După cum s-a făcut deja introducerea în iarnă, suntem, cum spunea și Constantin, la momentul potrivit și încercăm să lămurim cumva câte un pic cam ce semnifică aceste obiceiuri. Una dintre fotografii e un pic mai diferită de celelalte, să spunem, și se referă la un obicei despre care nu știam foarte multe când am făcut fotografia, la adusul oilor de la tomnat. Mă gândeam că bunicuța care aducea oile atunci când ningea afară atât de tare, cumva n-a avut timp să le aducă mai devreme, însă obiceiul este ca oile să stea toamna până la prima zăpadă, la alți ciobani. Apoi încep sărbătorile de iarnă. Deși aparent nu există legătură între ele, de fapt sunt foarte conectate, asta am avut ocazia să constat. E interesant semnificația anului nou, de fapt toată lumea știe că se referă la reînnoire. Toți cei din decembrie sunt moși, moș Nicolae, moș Crăciun. În schimb, noul an începe cu Sfântul Vasile, cu ideea de tinerețe, de ceva nou. Mihaela Ajitoriții a făcut referire la tradițiile ce se păstrează încă în satele Moldovei, dar și la faptul că se observă o diminuare a acestora. Întrucât expoziția Obiceiuri din Străbuni cuprinde și fotografii de la festivalul de datin din Comănești, județul Bacău, Mihaela Ajitoriții a relatat celor prezenți cum se desfășoară acest eveniment an de an. Se adună toate cetele de urși și au chiar un concurs. E foarte mediatizat, vin televiziuni din Japonia, din China au fost anul ăsta. Foarte mulți străini. Deci noi au fost mulți fotografi și anul trecut, dar anul acesta au fost foarte mulți străini. O intervenție a avut în cadrul evenimentului Ciprian Babor de la Fotoclub Neamț, ce a vorbit despre tradițiile frumoase ce se păstrează în Bucovina. Noi ca fotografi avem o mare șansă să fim contemporani cu aceste obiceiuri. Mergem în localități în care încă se mai păstrează tradiția așa cum e ea, cu lucruri care nu s-au alterat încă. Și în Neamț sunt localități, iar ce să vă zic, cunosc o localitate chiar izolată, sunt două localități izolate, în Bârnadu, dar este foarte greu să ajungi acolo iarna, dar Bârnadu este o localitate extraordinară din punct de vedere fotografic și din punct de vedere, cum să zic, chiar cultural. Oamenii acolo trăiesc, nu au nimic modern, nu mai la sapă, nu mai la furcă, nu mai la coasă, animale, porc, vacă și oaie. Atât. Ceea ce am încercat să redăm noi a fost faptul că foarte bine păstrate tradițiile în Bucovina și foarte bine conservate și hainele și portul. Drept urmare, în fotografii nu o să apară altceva în picioare decât opincele sau cizmele purtate acum câteva sute de ani sau zeci de ani. Yeah.
A urmat un slide cu cele 51 de fotografii realizate de următorii pasionați de fotografie din Iași, Botoșan, Piatra Neamț și Sighetul Marmației: Mihaela Jităriții, Florina Ioanei, Ciprian Babor, Ghenadie Cebanu, Constantin Ciobanu, Constantin Ciofu, Andrei Florin, Mirela Grosu, Vlad Luncanu, Cătălina Neculau, Gheorghiță Nemțanu, Codrin Popescu, Ovidiu Porohniuc, Mariana Scubli și Cătălin Străjeru. Expoziția de fotografie Obiceiuri din Străbuni poate fi admirată în Galeria La Gard din Parcul Copou până vineri 19 ianuarie 2018. Am ascultat un material pregătit de colegul nostru Constantin Ciof, redactor la ziarul Lumina, ediția de Moldova.